Bună ziua și bine ați venit astăzi. Astăzi semnăm un contract în lungime de 63 de kilometri, valoarea lui de 30 de milioane de euro. Eu spun valoarea proiectului pe care l-am depus la ADR în urmă cu un an jumate și în care pot să spun că din 175 de kilometri de drumuri de pământ pe care l-am preluat la începutul mandatului, acest 63 de kilometri va diminua din drumurile de pământ pe care Consiliul Județean le are astăzi în parte. Pot să spun că investițiile pe care noi le facem, le facem în interesul cetățenilor, cei care ne-au votat în 2016 și ne-au dat mandat să realizăm lucruri pe care și le doreau de 30 de ani. Nu am venit singur astăzi la această conferință de presă, sunt împreună cu cei care sunt beneficiari și aș vrea să-i nominalizez. Primarul Comunei Luica, domnul Rubin, primarul Comunei Tămădău Costin, Sandu, primarul Comunei Sărulești, domnul Gigi Dobre, primarul Comunei Nana, domnul Burlui, primarul Comunei Belciugatele și șeful de compartiment și urbanism, Sorin Cucan, Sorin Mică. Nu vorbim numai de reabilitarea drumului 402, vorbim și de 32 de stații de autobuz, care vor fi, să spunem, construite noi. De aceea s-ar putea să avem câteva discuții, domnule director Drăgunoiu, reprezentantul firmei Dimar, să vedem împreună cu primarii ce model de stație vor agrea pe acest drum de o lungime de 63 de kilometri, ca acele stații să fie un singur model și toți primarii să-și dea acordul pentru acest tip de stație. Nu s-a putut face aceste lucruri fără să am o direcție de dezvoltare destul de dornică, dar putea să arătăm că se poate face din poziția de oameni care lucrează pentru Consiliul Județean și pentru cetățeni. Aici pot să-l menționez pe Edi Grama, director direcției de dezvoltare, care a făcut și a însuflețit, să spunem, direcția de dezvoltare, să depunem proiecte europene și să ne dorim să reușim să le putem duce la finanțare și astăzi e momentul în care noi semnăm contractul de finanțare a acestui drum. Împreună cu răbdare și seriozitate, multă muncă, vom putea să facem Călărașul model în ceea ce privește calitatea drumurilor pe care circulăm. Aș vrea să semnăm contractul și până la a semna contractul, cred că aici direcția de dezvoltare, câteva cuvinte, ce înseamnă pentru Călăraș drumurile județene modernizate și ce va semna pentru viitor cele care încă nu au ajuns să fie modernizate. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu dumneavoastră am pornit în anul 2017 pentru a dezvolta județul. Așa cum ați declarat de nenumărate ori, prioritățile au fost infrastructura, sănătatea și educația. Astăzi este rezultatul unei munci începute cu un an și jumătate prin semnarea acestui contract de execuție. Dezvoltarea infrastructurii reflectă, de fapt, posibilitatea prin care județul se poate dezvolta. Fără atragerea de agenții economici, fără atragerea de investitori, nu putem crește calitatea vieții în județul Călăraș. Împreună cu echipa mea, pe care o felicit, am depus și încercăm împreună să reducem numărul de kilometri de pământ pe care i-am găsit în 2016, respectiv 173, și încercăm împreună ca până la sfârșitul anului 2020, circa 220 de kilometri de drum județean să fie reabilitat. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule director. Din domnul primar, dacă aveți câteva cuvinte, ce înseamnă drumul acesta pentru localitățile dumneavoastră, de când îl așteptați? În primul rând, vreau să felicit echipa Consiliului Județean și pe domnul președinte personal pentru acest proiect, pentru această reușită. Vreau să vă aduc la cunoștință că de acest drum sunt legat și nu întâmplător am spus de 30 de ani, pentru că în 90 am fost alesul localității la vârsta de 28 de ani ca primar al Comunei Nan, în anul 1990. De atunci am început demersurile pentru acest drum, pentru această suprafață de drum. Și în continuare am făcut toate demersurile care mi-au stat în putere legal.
inclusiv din 2004, de când a revenit la primăria Nana ca primar, am făcut absolut tot ce s-a putut din punct de vedere legal, cu adresă și așa mai departe. Numai că prioritățile au fost altele, cu părere de rău, nu trebuia denumit DJ până în moment, până în acest moment. Da? Ne-am făcut sau s-au făcut de râs cei care au fost la conducere și n-au ținut cont că acest drum, acest DJ402, face legătura Oltenița, Constanța, Fundule, Urziceni. Deci e un drum de o importanță economică nemaipomenită. Da, da, da. Bun. Și nu s-a ținut cont de acest lucru. Mă bucur încă o dată și felicit sincer echipa Consiliului Județean care s-a bătut pentru acest drum, care a ținut cont de demersurile noastre, că bănuiesc au fost și alți colegi de-a mei primari care au făcut asta, dar eu nu pot să-mi aduc un merit în sensul ăsta, decât pot să spun că am făcut nenumărate discuții cu cei care s-au aflat la conducerea prefecturii și a Consiliului Județean. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule primar Gigi Dobre. Altcineva te va cuvită, mai vreau să spună? Sandu? Domnule președinte, într-adevăr este un drum de importanță majoră. Eu am o localitate, Solacul, la 15 km de reședința de județ. Nu mai mult de câteva luni, apărând pe GPS ca drum județean, două tiruri de bulgari au luat-o pe acel drum. Eu vă spun că ne-am chinuit aproape o zi întreagă cu tractoare de mare capacitate ca să reușim să-i scoatem din noroi. Practic. Deci, da, drum de pământ. Deci este de importanță majoră. Vă mulțumim pentru inițiativa care ați avut-o și nu putem decât să vă mulțumim. Mulțumim, domnule primar. Altcineva? Da? Ce înseamnă cu ea lumina? Aș mai avea o completare. Mai avem un drum județean mic, 402, e ca un apendic așa, dacă ați putea să îl luați în calcul și pe acela. Deja e asfaltat până la Siliștea. Ar mai rămâne vreo 4 km. Cred că o să-l luăm pe programul de dezvoltare. Aici ai domnul director de la drumuri județene, domnul Cristian Nițu. Luați-l 402A. Am înțeles. Luați-l și verificați inspecția împreună cu domnul primar și veniți cu propunere cum putem să-l reabilităm și pe acest drum. Când am finalizat drumul 402, să fie și acest drum finalizat. Am înțeles. Da? Mulțumim. Domnul primar de la Belciugatele, el face legătura cu Ialomița. Tu da, ești cel, da, granița da. Noastră cu Ialomița. Cu Ialomița. Ce pot să vă spun eu? Proiectul vizează nu numai reabilitarea drumului județean 402, ci și a unui segment din drumul județean 302. Un segment de 15 km și 300 de metri care se află pe raza teritorială a comunei Belciugatele și care face legătura între comuna Drăgoiești, județul Ialomița, cu satele Măriuța și mai departe cu Gostilele și cu satul de reședință Belciugatele. Noi, în momentul de față, ca și comună, avem o infrastructură, n-aș vrea să vă spun proastă, ci ruptă cu satul Măriuța și Mataraua, cu satul Mataraua. Deci aceste două sate erau practic rupte de satul de reședință, întrucât drumul județean 302 pe acest segment este impracticabil. În momentul de față, dacă ați putea să vedeți cum se află, este plin de apă. Pentru că este un drum în care nu s-a mai investit de 30 de ani. Noi, ca să ajungem în satele componente, trebuia să facem un ocol de 21 de kilometri. Pe când, dacă acest drum județean 302 ar fi reabilitat, am avea numai 7 kilometri. Dar importanța reabilitării DJ302 și a DJ402 pe acest capăt nu este doar
de o importanță locală. Reabilitarea lor ar prelua și traficul de pe DN2, traficul de utilaj greu. DN2 care știm cu toții că este un drum european, da? E85. Dacă aceste drumuri vor fi reabilitate sau în urma reabilitării lor, nu s-ar mai crea acele ambuteiaje în zona apropiată Bucureștiului, în zona marilor centre comerciale, cum ar fi Dorali sau altele, ci mult din acest trafic va fi preluat de aceste DJ-uri și va face legătura cu autostrada și cu partea de sud a cei care au interese în partea de sud a țării, Giurgiu și alte zone din Alexandria și toată partea de sud. Deci s-ar decongestiona și linia de centură ca urmare a reabilitării acestor două DJ-uri. Deci importanța reabilitării lor din punctul nostru de vedere este nu numai locală sau județeană, ci este chiar națională. Prin decongestionarea linii de centură a Bucureștiului, cât și a DN-urilor care DN2, DN3 și DN4. Deci, în concluzie, putem să spunem că proiectul este de o importanță covârșitoare pentru noi și cred eu că și pentru celelalte localități prin care trece atât DJ402 cât și DJ302. Mulțumesc în final Consiliului Județean, conducerii Consiliului Județean pentru implicarea în realizarea acestui proiect și pentru tot ceea ce a însemnat pentru județul Călăraș. Mulțumim. Mulțumesc, domnule primar. Are cineva? Nu? Semnăm contractul, domnul director? Să spun da? Câteva cuvinte. Da, se poate. Atunci să spuneți, vă rugăm. Câteva scuze. Da? Apreciere. Trebuie să menționăm că dumneavoastră sunteți și constructorul de pe drumul 411, nu, 401C, Progresul Cucuiesc, Sohat. Da? Sigur, și face joncțiunea cu... Cu acest drum 403, da. Iulian Răgunoare, mă numesc, sunt. Vreau să mulțumesc pentru faptul că am fost selectat într-o competiție clară, transparentă, numai pe criterii de capabilitate și competență. Avem o experiență de 25 de ani în activitatea de construcții infrastructură, ce înseamnă amenajări de drumuri, poduri, viaducte și lucrări hidrotehnice. Sigur că urma acestei competiții a fost declarat câștigător și mulțumesc pentru asta. Ne obligă, ne și provoacă în același timp să dăm măsura priceperii noastre în șantier. Așa am învățat, sunt șantierist vechi, 35 de ani numai de șantier. Sperăm că prin lucrările pe care le-am executat deja până la această dată, am putut demonstra capacitatea noastră de a executa lucrări de calitate și într-un termen mai scurt decât cel angajat prin contract. Și vreau să felicit echipa care s-a ocupat de promovarea acestor investiții și sigur pe domnul președinte care a urmărit și nu de puține ori ne-am trezit cu dumnealui în șantier să vadă la fața locului cum am evoluat. De asemenea, am avut un sprijin deosebit din partea primarilor din zona respectivă și ne-au dat tot concursul ca să putem realiza lucrări de bună calitate și într-un termen mai scurt decât cel angajat prin contract. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul director Gădăgunoiu. Domnul Grigore, tu ești unul de beneficiarii a unui drum județean. Da. Nici nu visam să avem așa ceva. O să-l compar cu autostrada.
chiar e foarte, foarte bine făcut. Ești mulțumit? Foarte mulțumit, nu eu, cât și cetățenii din localitate. Eu n-am avut până acum, dar acum ne legăm cu autostrada, ne legăm cu toată țara, pentru că noi nu avem cale ferată, suntem o localitate undeva mai izolată, așa. Acum am ieșit și noi la lumină. Acum trebuie să mânăm contractul constructorului. Domnule director, vă felicit că ați venit în competiție la Consiliul Județean, că ați câștigat această construcție pentru un drum județean de importanță, nu numai județeană, regională. Mulțumesc mult de tot! E un document care ne angajează și la noi de-abia de acum începe treaba. Noi vă mulțumim că ați crezut că se poate face, să spunem, investiții de această dimensiune la Călăraș și acest proiect e pe programul operațional regional, face parte din prioritate 1 a județului Călăraș. Uite că s-a materializat astăzi în acest contract, chiar dacă competiția de licitație a fost destul de dură cu competitori pe măsura dumneavoastră sau mai mari ca dumneavoastră. Și a și durat. Selecția. Contestația, selecția. Aproape un an de zi. Aici. Da, vă felicit. Mulțumesc mult de tot pentru încrederea acordată și sper să nu dezamăgim în niciun fel. Și eu întotdeauna am spus că momentul cel mai prielnic pentru un constructor este recepția. Adică dacă la sfârșit, când se termină lucrarea, ne întâlnim în aceleași condiții și cu zâmbetul pe buze, înseamnă că ne-am făcut treaba. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumim.